Cu toții suntem interesați despre alimentele ce ne ajută să ne protejăm inima, care scad colesterolul și tensiunea. Însă, de puține ori suntem curioși care sunt alimentele de care să ne ferim atunci când vrem să evităm problemele cardiace. Dacă vă faceți griji pentru inimă, în acest video veți afla care alimente distrug încet, dar sigur, inima și ar trebui evitate cât de mult e posibil. Apropo, prieteni, numai decât abonați-vă la canalul nostru și apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu orice video nou. Deci, să începem cu primul aliment de pe listă și anume carnea procesată. Cremvuștii, mezelurile, salamurile și carnea tocată sunt cele mai proaste tipuri de carne pentru inimă. Au cantități mari de sare, iar majoritatea sunt bogate în grăsimi saturate. Când vine vorba de carne, curcanul este mai bun decât salamul, deoarece nu are grăsimea saturată. De preferat e să cumperi carne de curcan și să o toci singur, ca să pui puțină sare. Al doilea aliment din această listă este sosul alb. Atunci când ne gândim că un sos conține smântână, unt și brânză, în mod cert alegem să-l consumăm cu paste, ceea ce face din el nu doar o bombă calorică, ci și un aliment nociv pentru inimă. Dacă ai posibilitatea să-l prepari în casă, încearcă să înlocuiești untul cu ulei de măsline, smântâna cu lapte de gresat și adaugă mai puțină brânză. Orezul alb, pâinea, pastele și orice fel de gustări din făină albă nu conțin fibrele sănătoase, vitaminele și mineralele de care ai nevoie. Cerealele rafinate se transformă rapid în zahăr, pe care corpul îl depozitează sub formă de grăsime. O dietă bogată în cereale rafinate poate duce la depunere de grăsime pe burtă, care este legată de apariția bolilor de inimă și a diabetului de tip 2. Încercați cereale integrale, cum ar fi orezul brun, ovăzul și grâul integral. Când faceți cumpărăturile, căutați cuvintele 100% cereale integrale. Sarea. Excesul de sare din organism cauzează spasm al mușchiului cardiac, ducând la infarct. În plus, sarea urmărește sarcina asupra miocardului și crește tensiunea arterială. Excesul de sare reține lichidul în organism, ceea ce duce la creșterea stresului asupra inimii și vaselor de sânge, face fragile pereții vaselor de sânge și contribuie la dezvoltarea ischemiei. Alcoolul. Unii specialiști spun că băutul moderat nu vă dăunează inimii, decât dacă aveți tensiune arterială ridicată sau trigliceride ridicate, un tip de grăsime din sânge care vă poate crește riscul de boli de inimă. Alții spun însă că orice cantitate de alcool este nocivă pentru organism. Consumul de alcool poate duce la hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, accidente vasculare cerebrale și creștere în greutate, pentru că determină organismul să depună grăsimi nesănătoase. Următorul aliment de pe această listă este înghețata. Înghețata are un conținut ridicat de zahăr, calorii și grăsimi saturate, așa că ar fi bine să o consumați doar la ocazii speciale. Alimentele cu multe grăsimi și zahăr duc la creșterea în greutate. De asemenea, vă pot provoca trigliceridele și pot duce la un atac de cord. Verificați eticheta și alegeți sortimente cu cât mai puține grăsimi saturate și zahăr. Alimentele prăjite. Întrucât restaurantele obișnuiesc să refolosească uleiul în care sunt prăjite alimentele, grăsimile devin tot mai nocive. Un studiu realizat în 2012 a arătat că modul în care îți prăjești alimentele este decisiv pentru sănătatea inimii tale. Astfel, nu contează atât de mult că aceste alimente sunt prăjite, ci contează că ele să fie prăjite într-un ulei cât mai sănătos pentru inimă. Cartofii prăjiți și puiul prăjit. Cartofii prăjiți de la restaurante și fast food-uri au foarte multe grăsimi și sare. Un studiu a arătat că persoanele care mâncau cartofi prăjiți de 2 până la 3 ori pe săptămână au un risc mai mare să moară mai devreme. Mai bine faceți cartofi prăjiți la cuptor cu ulei de măsline sănătos pentru inimă. La fel, chipsurile de cartofi sunt unul dintre alimentele care contribuie cel mai mult la creșterea în greutate
și nu numai că sunt încărcate cu grăsimi saturate, ci sunt și ele acoperite de sare, care este legată și de bolile de inimă. La fel ca și în cazul cartofilor prăjiți, puiul prăjit adaugă calorii, grăsimi și sodiu la un aliment de astfel sănătos. Studiile au legat mâncarea prăjită de diabetul de tip 2, obezitate și hipertensiune, iar toate acestea cresc riscul de insuficiență cardiacă. Pentru o alegere crocantă, dar mai sănătoasă, puiul fără piele poate fi băgat la cuptor. Următorul aliment este untul. Untul are un conținut ridicat de grăsimi saturate, ceea ce vă poate ridica colesterolul rău și va face bolile de inimă mai probabile. Este mai bine să înlocuiți untul cu ulei de măsline sau uleiuri vegetale, care conțin grăsimi mono și polinesaturate sănătoase pentru inimă. Și ultimul produs de pe această listă este iaurtul aromat. Iaurtul poate fi o super sursă de nutriție. Consumat regulat, poate să vă protejeze de tensiunea arterială ridicată. Dar uitați-vă la ce cumpărați! Iaurturile aromate sunt pline de zahăr adăugat, care vine la pachet cu riscul crescut de îngrășare, hipertensiune arterială, inflamație și boli de inimă. Pentru cea mai sănătoasă alegere, obțineți iaurt cu conținut scăzut de grăsimi și adăugați propriile fructe proaspete, scorțișoară sau vanilie pentru aromă. Morala acestui video este că fiecare din noi trebuie să ia atitudine cât mai devreme pentru a-și menține inima sănătoasă și în formă. Astfel, dacă mâncăm diversificat, adăugând mai multe legume și fructe în dieta noastră și, desigur, eliminând alimentele care sunt nocive pentru inimă, dacă vom face sport regulat, vom evita conflictele și stresul, vom avea un somn de cel puțin 8 ore și vom face un examen medical o dată pe an, inima noastră cu siguranță va fi mai sănătoasă.